și bine v-am găsit! Nu în fiecare zi trece pragul un corespondent ProTV București. Ei bine, noi avem un astfel de musafir și nu oarecare, ci unul născut, crescut și format la Chișinău. Cu Vitalie Cojoc discutăm în continuare. Bună seara, bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! Mă bucur că pot să stau să discut cu tine astăzi. Și eu mă bucur și sunt convinsă că știu despre ce vorbesc, că în momentul în care se schimbă rolurile, e nițel mai dificil, nu? E mai ușor să pui întrebări. Am emoții, îți vine să crezi, camere, microfon și totuși am emoții, că trebuie să răspund la întrebări și nu știu ce o să mă întreb. Și asta se întâmplă tot mai rar, nu? Să ai emoții. Momentul în care ești tu la job. Da. Din fericire, îți mulțumesc că îmi oferi ocazia să am emoții, pentru că emoțiile ne definesc și ne deosebesc de roboți până la urmă. Da. Am zis eu că tu ești născut, crescut și format la Chișinău. Tu nu ești născut în Chișinău, ești nu. De pe la Rezina. Da, Rezina, satul Cuizăuca. Da. Fiind satul vecin de cel al bunicilor mei, să știi. Așa. Eu cunosc foarte bine zona aia. Ce e sat? Pereni, tăticul meu e din Pereni. Vezi? Da. Ce aproape. Da. Dar nu ne-am întâlnit niciodată acolo, undeva pe Toloacă. Uh-huh. Când ai fost ultima dată acolo? Acum. Acum am fost pentru că sunt la Chișinău și am reușit să mă duc până la Cuizău ca să văd zonele în care am crescut, să văd Toloaca, cum zici tu. Și din păcate reușesc să ajung din ce în ce mai rar, mai ales cu pandemia asta, dar încerc să-mi fac timp pentru că de acolo îmi trag energia mea, știi? Copilăria mea a fost acolo și atunci, chiar dacă noi cumva ne îndepărtăm, ajungem să facem diferite meserii, dacă nu ne întoarcem la origini, s-ar putea să ne pierdem acel sentiment de copilărie pe care trebuie să-l purtăm cu noi toată viața. Ajungi mai rar, dar sunt sigură că ajungi mai repede. Nu știu dacă ți-amintești în copilărie cum arăta drumul până la Groaznic. Chișinău, nu? Exact asta am vrut să spun. Acum drumurile sunt mult mai bune și ajung o idee mai repede, dar din păcate între România și Republica Moldova e granița aia care ne mai ține acolo o oră, altfel ar fi drum întins și am ajunge și mai repede. Și acum, când te duci tu așa la Cuizăuca, că nu pot să nu admir accentul tău bucureștean care s-a format în timp, serios, te admir pentru asta. Ce zic ai tăi când te aud așa? Că bănuiesc că vorbești exact așa, nu? Hai să facem altceva, hai să încerc să grăiesc eu cu accent. Dar nu-ți reușește, Vitalie. Nu, îmi reușește. Adică eu pot să grăiesc cu accent și chiar grăiesc cu ai mei cu accent, doar că ei râd de mine pentru că într-un final tot îmi scapă. Ce se întâmplă? Oamenii sunt programați să vorbească într-un fel și eu sunt mândru de accentul meu de moldovean și mie îmi place. Eu le spun colegilor mei, eu am accent de moldovean și ei zic nu. Evident că au dreptate. Problema este că atunci când lucrezi într-o televiziune, într-un final trebuie să vorbești limba română, nu așa, cu accent din ăla de București, care are anumite elemente care, să zicem, nu sunt din limba română neapărat. Pe de altă parte, limba română este frumoasă prin accentele sale, prin accentul moldovenesc, ardelenesc, chiar și cel oltenesc. Eu nu aș fi renunțat, dar m-a obligat meseria. Așa că atunci când sunt acasă, mai încerc să grăiesc așa, dar îmi scapă accentul și atunci prefer să vorbesc așa cum îmi vine. Oricum, deja îți vine natural, vedem, se observă, da. N-avem ce. Da, dar nu ți se pare așa ciudat când te uiți, uite, chiar și la noi, că acum te-ai aflat cel puțin câteva zile aici printre noi, printre colegii de la ProTV Chișinău, când îi asculți, îți vine așa să mai corectezi, sau nu? Nu. E foarte frumos accentul. Îmi place la nebunie. O să zic ceva. Fetița mea, Natalia, are 9 ani și când ne aude că ne mai scapă accentul de Moldova pe acasă, că și acasă se întâmplă să vorbim cu accentul uneori, ne zice, dar nu mai vorbiți Chișinău. Ea nu se zice, da, ea asociază accentul moldovenesc cu Chișinău. Eu un accent atât de frumos și mi-e atât de drag, încât uneori mă pun ai mei la București, mai zine ceva moldovenește. Da, ești nebunit după asta, nu? Și le mai spun, dar mă rog, nu pot să vorbesc tot timpul așa și ar fi ciudat. Sigur. Dacă la un moment dat un jurnalist de la ProTV ar suna un ministru și ar zice, alo, mă numesc Vitalie. Da, și mai faci, da, puteți să-mi dați un interviu. Ar fi ciudat și atunci trebuie să...
Cel mai des, aceasta este întrebarea care mi-a fost pusă cel mai des. Cum scap de accent sau cum ai scăpat de accent? Inflexiunile sunt aceleași. Primul. O muncă, da. Vorbești, asculți și scapi. Mie îmi place când ei zic, graiul vostru e mai dulci. Da, pentru că noi avem limba mai grea. Cuvintele noastre sunt mai grele, dar mai dulci. Așa. Noi avem problema asta cu l-ul. Da, da, da. Dar să știi că limba română vorbită la sat, în Republica Moldova, la Pereni, la Cuizonca, este aceeași cu limba română pe care o vorbesc românii, cetățenii români, din Iași, din satele. Exact. Fără aceeași, rusisme. Fără rusisme, exact. Da. E aceeași limbă, ceea ce ne demonstrează că, într-un final, suntem români cu toții. Și asta mă bucură, pentru că nu contează, nu trebuie să ai sentimentul ăla de provincial. Dom'le, am venit la București, mă simt introvert, sunt introvert pentru că am un accent. Nu, accentul ne definește, accentul ne arată de unde venim. Accentul e o bogăție a noastră. Da, și ai crezut mereu? Momentul în care te-ai dus la București, de exemplu. Treci, acum așa cred. Atunci au fost etape. În momentul în care vrei să scapi de ceva și îți mărturisesc că am încercat, a fost destul de dificil și atunci trebuie să te lepezi. Te lepezi de satana, te lepezi de accent. Mă lepăt, vreau să scap de el. Și atunci, da, trebuie să duci o luptă cu tine, iar lupta cu tine e cea mai dificilă. Și, prin urmare, ai așa o dedublare a personalității, un releu în capul tău și vorbești când cu accent, când fără accent, știi? Și când ajungi în situația în care te-ai rodat suficient de mult, te gândești, gata mă, stai un pic. Trebuie eu am pierdut și ceva din mine, pentru că nu mai sunt ăla care era în studenție sau în copilărie, care vorbea atât de frumos româna, dar cu accent moldovenesc. Dar ți-e dor de ăla? Da, da, da? Mie, tot timpul mi-e dor de hai mine. Hai să le vedem, hai, pentru că nu știți poate, dar Vitalie Cojocare a început aici, la ProTV Chișinău. Hai să-l vedem cum era pe atunci. S-au bucurat și au dansat la concertul organizat cu această ocazie. Puțin din locuitorii orașului au știut despre ce eveniment este vorba. Nu știu, dar văd că s-a grămădit tineretul, se grămădesc cu oamenii și vorbesc foarte încetișor. Nu știu. Da, ați auzit de organizația GenderDoc? Ați auzit despre organizația GenderDoc care apără drepturile minorităților sexuale? Am auzit. Pentru că m-am apropiat și am luat ceva broșuri. Militarii moldoveni au dezamorsat 100.000 de obiecte explozive. În Irak, geniștii au stat circa 200 de zile. După ce i-au văzut și i-au îmbrățișat, rudele au trebuit să se despartă de soldați pentru încă 2 ore. Problema este că aceștia au trebuit să efectueze toate procedurile de trecere a vamei. Aceasta este strada 31 august, data la care limba română a fost decretată limba oficială. Aici însă nu se observă nici urmă de sărbătoare. Drapelele care au împânzit din plin alte străzi lipsesc, iar trotuarele sunt într-o stare deplorabilă. Strada Tudor Vladimirescu este o arteră importantă pentru capitală. Are 6 benzi de circulație și practic leagă microcartierul Poșta Veche de restul orașului. Timp de 2 luni însă oamenii nu vor putea să circule pe aici decât pe jos. Aceasta este bucătăria unde se pregătea mâncare pentru circa 100 de copii. În timp ce Sanepidul spune că aici sunt încălcate toate normele igienice, conducerea taberei susține că în 5 ani de când există instituția nu a fost înregistrat niciun caz de îmbolnăvire a copiilor. Pe de altă parte, Direcția Învățământ Chișinău se arată îngrijorată în legătură cu situația din toate taberele organizațiilor creștine. Profesorii au solicitat din biblioteci vechile manuale de istorie universală și istoria românilor, iar noile cărți scrise după metoda integrată au fost date uitării. În acțiunea lor de protest, dascălii sunt susținuți și de elevi. Eu susțin profesorii deoarece sunt împotriva manualului de istorie integrată, deoarece multe date aici au fost falsificate. Sunt împotriva acestui manual fiindcă cred că este un manual nereușit cu concepții comuniste. S-au adunat de atunci 15 ani. Câte kilograme? Cum te-ai 15 văzut ani, 15 kilograme, cel puțin. Da? Da. 15 kilograme. Să și vede, acolo era așa un băiețel când venea să-ți dau o bucățică de pâine. Da, eram de pe băncile facultății. M-am angajat în anul 2 de facultate, sau chiar în primul an de facultate. Dar știi, nu am făcut prea mulți pureci pe aici. Oricât de mult mi-ar fi plăcut să mai stau, s-a terminat facultatea și am vrut să continui, să-mi fac studiile la București. Și a trebuit să plec acolo. Dar zi, aveam accent, nu? Era sesizabil, era clar. Era, dar nu era atât de grav.
aș zice. Dar era drăguț, era cum? Altceva. Schimbarea o văd mai mult în ceea ce ține de fizic. Da, da, da. Bine, că vocea s-a mai așezat un pic, dar e la fel. Da, și da. Accentul... Tu cum te vezi, apropo? Cum te-ați găsit imaginile astea? Păi, ați căutat ce avem arhiv aici? Ați căutat ceva, da. Am căutat. Wow. Da. Cum te vezi după atâți ani? Ca în mașina timpului, că ne-am întors un pic înapoi și știi că nu-i, mă văd ca un tânăr care voia să învețe și să facă jurnalist și îi plăcea. Eu în continuare sunt îndrăgostit de meseria asta, îmi plăcea foarte mult și știi ce am descoperit acum uitându-mă la mine? Așa slab cum eram. A fost o școală extraordinară pe care am prins-o aici la Chișinău, la ProTV, care m-a ajutat foarte mult și cred că asta e esențial, știi? Pe lângă modul în care arătăm, felul în care vorbim și așa mai departe, am încercat să mă uit și să ascult reportajul și îmi dădeam seama că erau subiecte foarte fierbinți în acele momente. Istoria integrată, problemele gender, limba, ziua limbii române. Wow! Am făcut subiectele astea? Pentru mine este interesant. Știi ce e cel mai trist? Eu, uitându-mă astăzi la acest material montat de colegii din regie, mi-am dat seama că după atâția ani, noi în continuare vorbim despre același lucru. Atunci când vine ziua limbii române, e același lucru. Dar asta e altceva. Asta înseamnă că în orice clipă mă pot întoarce și nu am nevoie de prea multe aici documentare. Aici poți face o călătorie în timp. Este... Da. Și încă, prin ce e frumos, frumoasă, mai bine zis, experiența ta la ProTV Chișinău, că, nu știu, aici ai cunoscut-o pe Maia. Nu chiar aici. Eram deja cunoscuți, da. Dar a fost și ea aici, reporter? Da, lucra și aici și după aia a trecut și ea Prutu, a venit în România și acolo noi eram deja un cuplu, dar n-am putut sta prea mult la distanță și atunci a trebuit să treacă și ea Prutu. Da. Acum, după ceva timp pe care l-ai petrecut aici la ProTV Chișinău, te-ai dus și cum s-a întâmplat trecerea asta la ProTV București și cum a fost ea de, nu știu, dureroasă, ușoară, poate? Mai simplă decât s-ar putea părea. Adică s-a terminat facultatea aici în Chișinău și am zis că trebuie să mă duc să fac un master și am refuzat să fac un master în Republica Moldova. M-am dus la București, am făcut masteratul la Universitatea de Stat din București, un masterat foarte aplicat pe ceea ce îmi place mie, pe rețele sociale, pe YouTube și așa mai departe. Și pentru că am plecat acolo, cumva mutarea a fost logică și naturală, firească, m-am mutat la ProTV București. Parcă la un moment dat treia să fiu într-un moment de probă, dar nu mai știu cum au trecut cei 15 ani și uite-mă că proba se tot extinde. Proba se tot extinde, n-aș zice, ești modest acum, mi se pare că ai trecut deja de mult de perioada de probă. Dar știi, impresia noastră de aici este că, aoleo, gigantul ProTV București, eu n-aș ști acolo pe ce ușă să intru și cum să mă ascund, știi? Când vii, cum a fost pentru tine? Când vii îți fac un tur al ProTV-ului să vezi că e destul de simplu și oamenii sunt foarte drăguți, prietenoși. Toți colegii mei sunt nemaipomeniți, m-au ajutat foarte mult. Am avut colegi care m-au ajutat, la începutul emisiunii vorbeam de integrare, cum te integrezi când vii din Republica Moldova în România. Surprinzător, dar oamenii mă întreabă și asta foarte des. Te ajută foarte mult oamenii, cei care sunt aproape, cei care sunt calzi, empatici, cei care te învață, te lasă în viața și inima lor și le sunt recunoscători că m-au ajutat de-a lungul timpului și așa am reușit să mă integrez. Deși pentru mine cred că a fost foarte simplu. Eu m-am integrat mai mult prin meserie decât prin oameni. Mie îmi place foarte mult să fac jurnalism. Și poate că dintr-o parte se vede că e mare, că până la urmă ProTV-ul are o istorie atât de mare și e în continuare lider și va fi, să sperăm, mulți ani liderul pieței mediatice din București. Dar pentru mine este a doua casă, acolo unde vin, lucrez, unde am cei mai mulți și cei mai buni prieteni, unde îmi place să fac meseria asta și atunci nu văd lucrurile așa, wow, lucrez la ProTV. Nu, sunt acolo unde îmi place să fiu și unde lucrurile se învârt în jurul meu și unde găsesc suficiente resurse să-mi fac meseria așa cum îmi place mie. Da,
și între timp, uite că ai reușit să faci această serie de interviuri, interviurile lui Vitali, așa se numește, cine nu a văzut, ar putea să o facă. Și apropo, cum a fost asta? Pentru că nu știu în ce măsură poate un corespondent pur și simplu, că asta e o emisiune, da, nu da, îi da, se dă da, oricui, nu? Cum s-a întâmplat? Da, iarăși ajunge la un moment al vieții și al meseriei de jurnalist când încerci să faci altceva. Altceva însemnând că dacă de-a lungul timpului ai tot făcut reportaje, vrei să treci la un următor nivel. Care este nivelul pentru mine, m-am gândit eu la un moment dat, și răspunsul a fost logic, vreau să fac niște interviuri, vreau să cunosc mai bine oamenii. Uite, acum eu sunt în postura în care trebuie să-ți răspund la întrebări. Mă destabilizează un pic, dar... Revii la normal imediat. Da, da. Ideea este că atunci când te duci să filmezi un reportaj, trebuie să tai din tine și din sufletul tău, pentru că pui suflet în reportaj și pentru că pui niște întrebări. Tu ai marele avantaj că tot ce discuți acum se vede la televizor. Da? Oamenii văd asta. Ori eu trebuia să tai și să dau dintr-un interviu superb de 10 minute 15 secunde, ceea ce este inuman. Am fost reporter și eu. Știu, evident. Este inuman. Cum să dai dintr-un om care îți vorbește atât de frumos? Și mi-am dat seama că asta îmi lipsește. Și am găsit înțelegere, ba mai mult, încurajări și am reușit să fac niște interviuri de care sunt foarte mândru, unele dintre ele. Cifrele au arătat că lumea este încântată să afle mai multe despre oamenii respectivi, că jurnalistul până la urmă este cineva care reprezintă audiența acolo ca să pună întrebările relevante. Și așa s-au născut interviurile lui Vitale, by the way. Interviurile lui Vitale, numele acesta încă, că toată lumea mă întreabă de ce. Pentru că pur și simplu așa se numea. Colegii întrebau care interviu? Ale lui Vitale. Și așa a rămas. Așa. Așa s-a născut de la sine. Nu e ca și cum am vrut eu să se numească așa și încă să zicem că îi caut un nume, dar nu i-am găsit. Pentru mine oricum nu contează. Important este consistența, subiectul și după aia carcasa. Da, acolo ai avut ca invitat și pe câțiva basarabeni de succes peste Prut. Contează atunci când vrei să-i aduci la o astfel de emisiune că ești și tu basarabean pentru ei, din câte simți? Da, contează. Și de ce? Pentru că ți-e mai ușor să te documentezi, știi ce să întrebi. Da, sigur, da, da. Asta odată. Doi, face o conexiune mai ușoară cu omul respectiv. Știi și tu, un interviu este un dans în doi. Da, da. Că trebuie să te miști în ritmul omului sau să-i simți ritmul. Și mi-amintesc că am avut un interviu foarte drăguț cu Irina Rimes, și a fost atât de caldă și atât de drăguță și a vorbit atât de frumos și am reușit să o înțeleg atât de bine, astfel încât oamenii s-au uitat cu mult interes la acest interviu, deși a fost mare, a fost vreo 45 de minute și totuși oamenii s-au uitat, pentru că nu cunoști un om din 10 minute. Trebuie să stai un pic de vorbă cu el. Și încerc să vorbesc cu basarabeni, îmi plac foarte mult. Nu știu dacă e vorba de hai să-i promovezi pe ai mei, că până la urmă suntem cu toții români, dar cred că înțeleg foarte bine și au succes. Chiar au succes, mai ales în zona asta artistică, sunt foarte populari, foarte populari. Dar și vin din urmă foarte puternic și din business. Da, înțeleg despre ce vorbești, dar știi de ce? Uite, îți spun eu experiența mea. Anul trecut, dacă nu greșesc eu, a fost aici la noi Cătălin Radu Tănase. La fel a venit să ajute colegii din redacția de știri. Da. Și a fost la emisiune, l-am invitat și pe el. Și aveam chestia asta, mă simțeam un pic așa, crispată, știi? Astăzi mă simt ceva mai liberă. Nu știu, să fie pentru că ești de aici sau... Suntem de ai noștri. Suntem între ai noștri, da, între ai noștri. Mai bine, da. Ai uitat Rusa? Nu, și mă ajută foarte mult. Să știi, de fiecare dată atunci când mă uit la știrile Pro TV București și văd o traducere din Rusa, mă gândesc dacă pe undeva îți cer și ție uneori ajutorul. De fiecare dată, da, nu? Pentru că o să vă spun un lucru. În România nu se știe limba rusă, este evident acest lucru, dar jurnaliștii din România află foarte des ce se întâmplă în spațiul estic, care este vorbitor de limba rusă,
prin via Londra, via Washington, pentru că așa se întâmplă. Traduc acolo și după aia în engleză vin la București. Eu scurt-circuitez acest sistem și reușesc să-i ajut pe colegi. Dacă sunt acolo, acum sunt aici, nu pot să beneficieze de mine. În plus, e foarte ușor să înțeleg anumite evenimente politice, geopolitice din zona asta. Și uneori mai scriu și pe Facebook și oamenii citesc cu mult interes. Am observat că sunt atât de interesați. Nu venea să cred, de exemplu, despre evenimentele din Belarus. Oamenii au aflat după ce au citit de la mine. Nu credeau că există o Tihanovska în Belarus. Nu știu. Se percepe altfel, nu? Da, nu știu. Destul de ciudat. E altă lume pentru ei, o lume exotică, o lume interesantă pe care o sondează. Și nu există alte surse de informare decât cele care vin din vest. Eu încerc să o suplimentez astfel. Și cred că faptul că suntem expuși la limba rusă e un avantaj pentru noi, într-un final, pentru că poți să citești, de exemplu, Dostoevski, Tolstoi în limba rusă, ceea ce este minunat, nu? Exact. Hemingway, de exemplu, își dorea să citească în rusă pe scriitorii ruși, dar nu reușea, nu? Din cauza barierei lingvistice. Eu, de exemplu, mi-am învățat copilul limba rusă. A, ai învățat-o pe natalitate, da? Da, vorbește limba rusă atât cât poate, dar noi acasă vorbim română. Ea a învățat limba rusă de la desene, uitându-se pe vloguri rusești. Ce e, da, să vadă Mașa, ce e, da? Da, Mașa, acum a mai crescut și se uită la vlogurile rusești, care sunt foarte bune, bine făcute. Le urmăresc și eu, evident, ca să fiu în temă, să știu la ce se uită copilul meu. Și când ne ducem în zone unde sunt copii ruși, Natalia vine foarte ușor. Se duce la copii și zice ruski, English, și ăla și alege meniu. Da, și nu reușește să vorbească cu ei. Da, chiar vorbește, nu doar înțelege. Vorbește rusă, da. Super. Da. Voiam, apropo, să te întreb despre asta, despre faptul că tu reușești să ții cumva pulsul evenimentelor de aici, de la Chișinău. Și mă întreb, în momentul în care există totuși distanța asta, tu fiind preocupat de ale tale acolo, cum reușești, nu știu, să sintetizezi informația asta și să te asiguri că o faci corect? De unde te informezi? Te ajută prietenii de aici să pui cap la cap sau citești presa, inclusiv rusă, de la Chișinău și așa mai departe? Da, lectura obligatorie, presa. ProTV Chișinău, de exemplu, care este cea mai credibilă sursă și, nu, adică, în fiecare zi nu se pune problema să nu citesc ce se întâmplă la Chișinău în fiecare zi. Când ajung, citesc mai întâi ce mă interesează pe mine, pentru că face parte din meseria mea, după care deschid ProTV Chișinău să văd ce s-a întâmplat la Chișinău, deschid și alte surse de informare din zona rusă. Când nu știu ceva, știu la cine să apelez, că există oameni care înțeleg mult mai bine decât mine. Avantajul meu nu este că înțeleg sau că știu. Avantajul meu este să traduc pe limba omului. Pentru că un jurnalist bun nu trebuie să, cum să zic, să-și exprime opinia. Eu sunt jurnalist de meserie clasică, din punctul meu de vedere. Jurnalistul, adică renunț la a mai publica opinia pe rețele de socializare ca să-i informez pe oameni. Le ofer posibilitatea, le dau informațiile și ei să-și ia de acolo ce crede de cuvință, dar, evident, corect și cât se poate de accurate. Chestia e în felul următor. Eu cred că în acest moment al vieții noastre în care trăim, când avem telefoane mobile peste tot, jurnalistului i s-a luat întâietatea. Deci orice om de pe stradă poate filma un accident. În schimb, jurnalistul o să fie în stare să ne spună dacă acel accident este o știre, dacă reprezintă un fenomen pentru comunitate sau nu. Jurnalistului, în schimb, nu i s-a luat credibilitatea. Este valoarea cea mai importantă a unui jurnalist. Prin urmare, credibilitatea, prin urmare, jurnalismul nu mai vinde neapărat informații, ci credibilitate. De-aia alegem să îl urmărim pe un jurnalist, pentru că știm că el ne oferă informația validă și nu îl urmărim pe altul care, să zicem, s-ar putea să ne fi dezamăgit. Așa. Mi-am amintit acum că nu te-am întrebat, am luat-o cumva cu rusa și am uitat să te întreb despre interviurile lui Vitalie. Apropo, pe cine ai încercat să aduci acolo și nu ți-a reușit? Să zicem din Republica Moldova. Deocamdată nu am reușit cu doamna președinte, Maia Sandu. Așa? Da. Dar pe cine ți-ai dorit neapărat să fie acolo? Doamna președinte, Maia Sandu. Hai să o luăm general atunci, nu numai de aici. La modul general?
cu cine aș mai vrea să fac un interviu? Păi stai să... Uite, Carla's Dreams. Și mă gândeam, nu știu de ce aveam da, asta. Carla's Dreams. Bun, dacă suntem în zona asta de vedete, hai să... Că lumea e curioasă, știi? Mm-hmm. Și tu vii de la un post unde vedetele se plătesc acolo. Așa. Și noi vrem să știm. Dar eu cred că ei nu ne urmăresc acum, așa că pot să fii extrem de sincer. Nu știu cât e salariul Andrei este. Nu o să te întreb asta, okay. Deși multă lume se întreabă, da. Dar nici tu nu știi. Pentru că până și la noi aici salariile sunt confidențiale, așa că nimeni nu știe ce salariu da, am eu. E o glumă. Da, că acolo se vehiculează, că... exact. Da. Hai așa, să ne zici tu din oamenii pe care îi cunoaștem noi la față, nu? Așa. Ei nu din tehnicieni. Așa. Hai să ne zici așa. Cine e cel mai prietenos? Păi da, dar e o chestie subiectivă. Adică... E din punctul tău de vedere. Pentru tine. Din vedete? Din vedete. Păi, uite, de exemplu, că ai zis de Cătălin. Cătălin stă în fața mea, la masă, uh-huh, la, uh-huh, în redacție, cum stau eu cu tine, așa stă și el cu mine. E un tip extrem de prietenos și foarte săritor la nevoie, mă ajută foarte mult, e prietenos. Doamna Esca este o fire extrem de prietenoasă și de la prima întâlnire, ții minte că, îți dai seama, o vezi la televizor și atunci zici, Esca, Andrei Esca. Și... prima dată că mi-a dat un pumn în umăr, ce faci, mă? Am zis, bine, ok. E un pumn acceptat. Da, e fată de gașcă, e de-a noastră, da. Așa. Așa că sunt oameni foarte prietenoși. Nici măcar nu știu, dacă ți-aș mai povesti, cred că s-ar simți ceilalți, dacă s-ar uita la emisiune, s-ar simți ceilalți cumva. Eu cred că ei au treabă, nu se uită, așa că știi că asta a fost destul de confortabilă întrebarea, dar să-mi zici hai cine să e cu fițe. De vedetă. Păi, ce-am mai prins? Fițe. Cine ar putea să aibă fițe? Care ți s-a părut ție, așa că... Păi eu am fițe. Hai, nu! Zim! Hai, zim! Fii curajos! Nu, dar... Îți spun o chestiune. Deci, n-are legătură cu faptul că sunt colegii mei. Cu adevărat, ești vedetă dacă nu ai fițe. Prin definiție... Dacă ai fițe, nu mai ești vedetă. Da, într-adevăr, te agasează lumea, hai să faci o poză. Dacă ai fițe, nu mai priză la public. Și întrebarea ta de aia mă pune în încurcătură. Pentru că, uite, ce să zic, Esca are fițe. Esca nu, niciodată nu o să aibă fițe, pentru că un om mai prietenos ca ea nu există. E unde se duce sufletul petrecerii, știi? De aia, dacă ești cu adevărat vedetă, nu ai fițe. Dacă ai fițe, ești o persoană neplăcută, apar la televizor, te știe lumea. De regulă, politicienii s-ar putea ăștia, cei mai țâfnoși și mai greu accesibili, s-ar putea să aibă fițe. În schimb, colegii mei sunt niște oameni absolut normali, drăguți, prietenoși. Mă înțeleg foarte bine cu ei. Nici nu știu, chiar nu știu cum să ai avut, nu știu, să sară un pic scântei cu cineva? De fiecare dată. N-ai cum, într-o redacție. Cum să nu te cerți, cum să nu fii nemulțumit de anumite lucruri, cum să nu-ți aperi punctul de vedere. Da, dar... Eu nu sunt o persoană conflictuală, certăreață și cu toate acestea există situații când trebuie să discuți în contradictoriu și o discuție în contradictoriu nu e chiar plăcută. Dar trece. Da. Așa cum a trecut și interviul nostru, eu îți mulțumesc tare mult pentru prezență și îți urez mult succes. Mersi. Eu îți mulțumesc pentru invitație și mă bucur că am fost astăzi aici și am discutat cu tine. Da, și eu mă bucur. Avem tot felul de festivaluri, iar de mâine și interpreții la trompetă vor avea unul. Din Zestre Lăutărească, așa se numește un festival concurs ce va fi organizat de Adam Stânga și va aduna pe scenă trompetiști din toată țara, care se vor întrece maestrie, iar acompaniați vor fi de cei mai distinși instrumentiști, printre care lăutarii lui Nicolae Botgros. La o repetiție a instrumentiștilor a fost și colega noastră, Iulia Deliu. Și-a dorit să promoveze interpreții la trompetă, de aceea cel mai consacrat trompetist al țării noastre, Adam Stânga, a organizat primul festival concurs pentru acești instrumentiști cu genericul din Zestre Lăutărească. Este festivalul Căpșunii, este festivalul Bostaniada, le dorim succes la toată lumea în acest domeniu, dar uitați-vă să nu uităm și de oamenii vii care creează, care muncesc, trăiesc din munca aceasta. Și am hotărât că instrumentiștii nu au niciun festival, adică mai este
de muzică folclorică, cel puțin. Nu este nici un festival. Și am hotărât să facem un festival de muzică orchestrală, de muzică cu trompetiști. Pentru că avem un număr destul de bun în țară. Noi am lucrat generația mai în vârstă și avem și discipoli, și studenți, și elevi. Și am hotărât să facem un festival, dar zic și să fie și un mic concurs, așa, ca să le dăm un imbold, să le dăm la acestor tineri un curaj de viață, între ei să apară această întrecere frumoasă. Alături de trompetiști, pe scena festivalului vor urca și cei mai distinși instrumentiști ai țării. Am implicat în toată mașinăria asta multă lume, pentru că numai așa se face frumos, cu umăr la umăr toți. Na, este orchestra moldovlasca, este Petrică Haruță Band, ca surpriză acum e în... cum să spunem, îi promovăm și formula Sergiu Pavlov, nou formula cum a creat de muzicanți tineri, dar foarte buni. Și în gala concert, desigur, cu faimoasa noastră orchestră, cu neobositul maestru Nicolae Budgros, cântăm gala concert. Colegii de breaslă susțin că un astfel de festival era absolut necesar pentru instrumentiștii noștri. Adam face niște lucruri extraordinare. Ceea ce a imprimat el cu noi a făcut o istorie pentru trompetiștii toți din România și de aici. Ceea ce face astăzi cu festivalul ăsta va urma și va fi un pretext de a cunoaște bine muzica noastră moldovenească, mai ales trompeta la bază. Și vreau să-i urez pe această cale lui Adam multă sănătate, fericire, bucurie în suflet, să bucurie, fiindcă acest festival nu-i aduce lui mai mult decât o bucurie, satisfacție, când vede copilașii cei mici de la școli, de la școli muzicale, de la conservatori, de la mai multe instituții muzicale care vor veni în scenă și vor cânta piesele lăutarilor noștri vechi. E o șansă în plus pentru cei care iubesc trompeta, pentru cei care studiază ani la rând ca să se poată afirma scena mare cu alături de niște muzicieni cum ar fi orchestra lăutare companiază de Nicolae Budgros, deci e o șansă în plus ca să ieși în evidență. Și bineînțeles că acest festival este foarte așteptat pentru că eu zic că cel puțin de 20 de ani în Republica Moldova nu s-au ținut festivaluri, concursuri pentru instrumentiști. Deci eu cred că e un lucru foarte important și bun. Și Adam Stânga a depus un mare efort ca să realizeze un vis de-a lui care îl știu eu de cel puțin 10 ani. La gala concertului participanții vor fi acompaniați de lăutari, iar cei mai talentați ar putea chiar completa rândurile orchestrei. Asta a fost și scopul din prima... De când am ieșit cu orchestra lăutare, să aducem cât mai multe lume. Deja în orchestrele noastre cântă nepoții. Chiar dacă vreți să știți, chiar și am și un strănepot care cântă la vioară, tot Cristi îl cheamă, Cristi Budgros, și nepotul meu, Cristi Budgros, tot e aici în orchestră. Vin deja strănepoții, nepoții să cânte și asta este un lucru extraordinar. Pentru asta am luptat, pentru asta am visat și am făcut toate condițiile cele mai frumoase, cele mai bune, ca ei să aibă o viață frumoasă, să poată cânta în societatea noastră frumoasă. Iar cei mai buni trompetiști vor pleca acasă cu premii. Premiul mare, să-l începem de la el, este 10.000 de lei plus trofeu. Premiul întâi la ambele categorii câte 6.000 de lei. Premiul 2 este 4.000 de lei și premiul 3 2.000 de lei. Mai sunt niște premii care o să fie surpriză atunci pe parcurs, care nu trebuie să divulgăm acum. De Moldova, a exclamat Smiley când a văzut-o și, într-adevăr, asemănarea ei izbitoare, doar că Mădălina Țurcan are abia 16 ani, concurentă la Superstar România și vine de la Condrița. Bună seara, bine ai venit! Bună seara, salut! Mă bucur să te cunosc, iată că am ocazia să văd și eu acest show despre care atâta s-a vorbit la Superstar România. Cum te-ai simțit, apropo? Și înțeleg că nu a fost Smiley primul care a văzut asemănarea dintre tine și Antonia. Prima oară asemănarea a fost făcută de rudele mele, fiind că, nu știu, având 12 ani abia, mi s-a spus de foarte multe ori chestia asta. Mie sigur că îmi place, de ce și nu. Însă, uneori devine destul de iritant, pentru că încerc să fac, nu știu, încerc să am personajul meu, nu personajul altcuia. Să fii tu, da. Exact, da. Să ieși tu în evidență, nu să fii un fel de dublu ura cuiva, nu? Asta îți dorești. Exact, exact, da. Și la un moment dat zici că începe să te enerveze chestia asta. Deocamdată... Este plăcut, însă, este așa. Plăcut moderat, da? Este plăcut atunci când ești la început de cale, pe cale să devii un artist. Da, pentru că este cumva așa. Mai remarcat. Exact, exact. Dar după aia ar fi bine să
Dar o să faci tu o schimbă, te faci blondă, dacă te faci blondă, nu știu dacă te mai... Apropo, mi-a zis Miley, da, după ce am cântat, s-o apropiat de mine și a spus să știi că se mini zbitor de mult cu Antonia, chiar și la... la caracterele pe care le ai după scenă, adică la cum te comporți, la felul cum, în care te miști, da? Felul în care răspunzi, felul în care mimica, feței, tot. Uh-huh. Spune că tu o cunoști personal, că mi-e pare că tu o cunoști personal. Spun chiar nu o cunosc nici pe care pe Instagram nu o urmăresc. Adică pur și simplu știu că există, îmi place, dar adică nu încerc să o copiez sau ceva de genul. Și cam așa, nu știu. Uh-huh. Dar ți-ai dorit să o cunoști? Da. De ce nu? De ce nu? E util, uite, că avem poze și cu Antonia. Acum, nu știu, să știi că eu am văzut o asemănare. Ți-a mai zis că mai semeni cu cineva? Da, însă nu prea se minte cu cine anume. Uh-huh. Dar tot cineva din showbiz. Să știi că mie mi s-a părut că semeni destul de mult și cu un model foarte cunoscut. Este vorba despre Adriana Lima, dacă ne ajută regia. Nu se pare că ai ceva? Wow, cred că da. Drăguță, nu? Da, da, drăguță. Cred că e posibil. La ceva fel, la ochi. În zona ochilor, da, ochii tăi sunt... Mi s-a zis și legătură cu Paris Jackson, adică fiica lui Michael Jackson, tot aproximativ, când era mai ales mai teenager. Da, dintre atâtea asemănări, trebuie să ai tu grijă să te faci remarcată prin stilul tău unic, ceea ce ai încercat să faci și la Superstar România. Vreau să vedem acum momentul, după care revenim la discuție. Deci, din unele unghiuri... Poți să o confunzi cu Antonie. În condrita acolo, că... numai e liniște. Adevărul este că în timpul ăsta în care ai cântat, de câteva ori am văzut-o pe Antonia. Chiar semănați. Ce altceva mai cânti? Jazz, pop, indie. Jazz cânti? Da. Ce? Alicia Keys. Alicia Keys nu cântă jazz. De ce e ăla? R&B. R&B cânt. R&B cânt, nu? Da. Superb, superb. S-a repliat instant. Jazz-ul... Asta e o calitate, să știi. Jazz-ul e pentru copii. Asta. Arată-ne, te rog, și timbrul tău celălalt. Ceva mai sensibil. Much to bear. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious for everybody else? Bravo! Altceva! Cred că am încurcat cuvintele. Le... Cred că nu contează. Da, cred că ai totuși un suflet bătrân. Nu e un lucru rău. Mulțumesc. Să mulțumesc! Am lucrat la asta. Ai lucrat, nu? Mult știu. Ai îmbătrânit. Forțat, da. Am lucrat la asta. Votul meu este da. Tot ce ai nevoie e să cânți. Concentrează-te pe asta. Ai un da și de la mine. Mersi. În momentul în care ne-ai cântat a doua oară, am simțit ceva. Deci ai și de la mine un da. Mersi. De la mine ai un mare da! Am văzut momentul tău, unul frumos. Smiley a tras atenția asupra jazz, Alicia Keys, R&B și așa mai departe. Dar mie mi-a tras atenția indie, cânti indie. Asta ce e? Indie e un fel de latură a genului pop, doar că e combinată cu... Hai un refren, așa să-mi povestești mai bine. E mai simplu să-mi arăți și atât. Pot să dau un exemplu, adică da. Billie Eilish cântă indie. Aha. Există, nu știu, Daniel Caesar cântă indie, Giveon, de exemplu. Adică mai mulți artiști care cântă latura asta moale. Uh-huh. Adică cântă super soft. Așa. Care ești mai tu?
Prima piesă, acea, nu știu, mai bătăioasă așa mai, sau a doua, acea sensibilă? Pot spun că amândouă, o combinație din astea două este, de fapt, eu. Uh-huh. Când ai tu chef să fii sensibil, atunci ești și când... Pentru că după lansare mi s-a zis foarte... Adică am citit și în comentarii și, în general, comentariile sunt... În comentarii foarte des găsești fraza... frumoasă fată, talentată, însă piesa este nepotrivită. Așa. Pentru că toată lumea știe, de fapt, cum sunt eu și... multă lume mă numește și omul contrast, mai ales prietenii mei. Așa și îmi spun, omul contrast, pentru că reprezint un contrast groaznic de mare. Adică ca și cum aș fi bipolară, doar că nu sunt. Nu știu, reprezint din latura asta a muzicii rock, hip-hop, trap. Și latura asta, indie, super soft, mai ales că mai cânt și în biserică. Și așa, da, asta da, tu cânti și în corul bisericesc, ce la fel, da, e destul de... Super contrast, despre ce vorbeam. Și asta se referă în toate părțile tale, nu numai în ceea ce privește muzica, dar în ceea ce te privește pe tine în general, da? Mhm, din toate punctele de vedere, da. Am înțeles că îți place foarte mult să citești. Îmi place să citesc, îmi place... Cumpăr să colecționez cărți, pur și simplu. Pur și simplu? Adică poți să le colecționezi fără să le deschizi? Da, am așa cărți pe care nici măcar nu le-am deschis. Însă, oricum pentru să când le-o veni vremea, da? Dar cam oricum nu o să le las necitite. Uh-huh. Și cam câte ai? Dacă colecționezi, trebuie să se fie adunat, nu? Aproximativ 4 rafturi pline. 4 rafturi din astea de geam. Adică uh-huh. E un geam acoperit și cu rafturi. Așa, îți faci decor din cărți acasă, bănuiesc. Ce citești acum și ce îți place să citești în general? În general îmi place să citesc despre chestiile astea mai vintage sau despre romane polițiste. Adică am citit recent Miss Peregrine. Uh-huh. Este tot, nu știu, ceva vechi, de prin perioada Revoluției, doar că este așa sezonată cu foarte mult fantastic. Uh-huh. Nu știu, mi se pare foarte interesant. Adică e o chestie super poetică care te inspiră constant. Ești mai băiețoasă de felul tău? Adică cât de des te îmbraci într-o fustă mini? De fapt, mă îmbrac în fustă, chiar și mini, și chiar îmi place. Adică uh-huh. Doar că mai rar, pentru că nu mi se pare destul de comod și așa și așa. Însă mai ales că acum că e frig, eu nu vreau să risc. Tu optezi pentru confort, nu? Exact. Să-ți fie comod și să-ți fie călduț. Doar că... toată lumea mă știe drept persoana care iarna iese îmbrăcat foarte serie și vară foarte gros. Adică contrast, serios. Am înțeles. Madalina, tu ești omul contrastelor. Mă bucur că te-am cunoscut. Îți urăm multă baftă. Mulțumesc. În etapa următoare la Superstar. Mersi. Sper să te vedem. Am mersi. Nevoie. Mersi. Da. E septembrie, e perioada dovleacului. Leguma vedeta acestui sezon a fost și vedeta festivalului, devenit deja tradiție. La Bostaniada a fost adus anul acesta un dovleac uriaș de peste 600 de kilograme pe care îl vedem în continuare. Un festival care adună odată pe an toți bostanii în același loc, care mai și concurează între ei. În acest an avem cea mai frumoasă noutate care se putea întâmpla la cea de 10-a ediție a festivalului. Avem cel mai mare dovleac din istorie. Avem dovleac de 607 kg care este crescut de agricultorul Vasile Spână. Noile restricții și-au pus amprenta și de această dată. Reacția organizatorilor a fost una binevenită. Deci este primul an în care noi nu avem sponsor, suntem pe cont propriu, pentru că nu își doresc oamenii să meargă la risc. Da? Ne-am asumat acest fapt, dar teritoriul mare pe care noi îl avem ne permite ca să păstrăm distanța socială și să respectăm restricțiile care sunt impuse la momentul de față. Avem un preț simbolic, aș zice eu, de 70 de lei, care include odihna pe teritoriul, accesul la expoziția mare de Bostani, unde pot face poze, accesul la concert. Avem un concert frumos. Pe lângă Bostan, cei prezenți au vizitat expozițiile meșterilor populari, de unde și-au putut cumpăra obiecte făcute manual. Așteptăm să vină oaspeții, să-i servim cu acest deliciu. Suntem la început de la deschiderea festivalului.
Ziua deja a început. Deci aici am pregătit orez cu bostan, prăsadă și cu stafide. Este deliciu festivalului. Suntem pentru a patrulea în consecutiv. Este un produs foarte consumabil și foarte dulce, gustos, pentru cei care preferă terșurile. M-am învățat de mic de la părinți, de la mamă și de la mătuș, a ține acum mână, a țesă, a face a croșeta și posed orice lucru manual. Festivalul reunește anual nu doar bostanii, ci și realizatorii agricoli din Moldova, oferindu-le posibilitatea de a-și realiza producția. Cât de important este pentru un producător autohton să participe la acest eveniment? Cei care doresc să-i cunoască mai multă lume, să-și realizeze produsele agricole pe care le cresc, este un eveniment destul de important pentru că de obicei vine destul de multă lume care este interesată în special de acest domeniu al agriculturii. Și atunci chiar sunt interesat să vină an de an la noi. Oaspeții au gustat din deliciile cu dovleac, au cumpărat bostan și bunuri gastronomice pe parcursul celor două zile de festival. Foarte super, foarte. Sunt prima dată, deoarece trăim noi departe de localitatea aceasta, oricum sunt prima dată și chiar mi-a plăcut, mi-a plăcut. Ce ați procurat gustos? Am procurat vin de casă, am luat niște plăcinte cu bostan, sigur, și cu brânză. Parmesan Moldova la toți e prima rețetă asta, plăcintă cu dovleac și orez cu dovleac, asta e. A, și chiar la rolă, pur și simplu, dovleac copt. Tikvă, естественно, продукты пчеловодства купила, ну и вино. Cel mai scump am procurat un dovleac desenat. Deja de 10 ani vizitatorii, dar și agricultorii comunei Bălăbănești se bucură de posibilitatea de a-și comercializa produsele, iar vizitatorii de a degusta din produsele cu dovleac. Прекрасно, я вообще с удовольствием все молдавские народные традиции поддерживаю, с удовольствием участвую, поэтому этот фестиваль мне очень понравился. În primul rând e în aer liber. Natura e foarte frumoasă, lac, verdeață, plăcinte calde, este un porc la rotișor acolo, tot e foarte gustos. Și în general atmosfera și timpul azi e foarte frumos, foarte. Băiatul e prea hat să-i încinge, cu gheața la gât nimic nu-l poate stinge. E prea tank, niciun semn nu-l poate atinge. Îmbrăcat tot în designer, visează să mă câștige. M-a ascuns la catering în mod ironic, dar pe ascuns nu mă iubești în mod platonic. Îmi dau cu hate din contul fail, la toți sunt fanii mei. Bor atenție, vor să știe că mi-e în pasă de ei. Când postez eu s-a terminat tot. O ia fi durat, s-a pus la tot stop. Ai follow și pe Insta, știi că sunt true. Ia foc, TikTok-ul când apar pe For You. Zice că îmi dă toate diamantele, dar eu sunt diamantul pe care îl vrea, yeah. Spun ridică capăt, s-a căzut coronă, fată. Asta ți-au de strălucire, poartă-te numai pe tine. Zice că îmi dă toate diamantele, dar eu sunt diamantul pe care îl vrea, yeah. Spun ridică capăt, s-a căzut coronă, fată. Asta ți-au de strălucire, poartă-te numai pe tine. Tu ești diamantul, tu ești diamantul. Niciun mie de rubine nu valorează cât tine. Tu ești diamantul, tu ești diamantul. În lume nu există altul mai prețios decât tine. Urmăritorii că ești number one calorii. Trolli, pune-mi piesa mea la story. Cu Fendi, Gucci, Prada, cripto, accesorii. Hai să ne jucăm de-a prinsă că eu jucă ușă. De hater mi-e tot una că ei stau după ușă. Când intru pe live, hop și tu s-ar de pe tușă. Ei mă cred fată rea când eu sunt o păpușă. Când postez eu s-a terminat tot. O ia fi durat, s-a pus la tot stop. Ai follow și pe Insta, știi că sunt true. Ia foc, TikTok-ul când apar pe For You. Zice că îmi dă toate diamantele, dar eu sunt diamantul pe care-l vrea, yeah.
Andreea Bostanică, acum la O Seară Perfectă. Bună seara, bine bună ai venit. Bună seara, bine v-am regăsit. Mă bucur să te văd, dar cât ai crescut de când nu ne-am văzut noi. Țineam să zic asta și te-ai făcut și mai frumoasă. Mulțumesc evident. Frumos. Da, ți-am ascultat piesa cu atenție, deci pentru... Totul e împletit acolo în lumea aia pe care o trăiți voi. TikTok, Instagram, story, postare exact, și da, așa da, mai da, departe. Da, da. Da, știu că s-a întâmplat ceva cu contul tău de Instagram. Da, s-a întâmplat ceva la care chiar nu m-am așteptat. M-am trezit și am văzut că efectiv nu mai am acces la contul meu de Instagram. Am fost un pic în șoc. Acum încerc să clarific toate chestia asta, să am acces din nou la cont. Nu știu când o să-l am. Dacă în continuare nu ai. Nu. Deci deja. Contul tău există, pentru că eu azi m-am uitat. Exact, el există, însă el eu nu am intact. Acces la el. Da. Pentru că este pus acolo la Instagram în conturi memoriale ceva. Uh-huh. Nu am încălcat nimic pe Instagram, pur și simplu, nu știu, niște persoane poate îmi vor răul, dar eu sper să, nu vreau să cred așa, vreau să uh-huh. cred că este o eroare de la Instagram, sper să fie așa. Tu ai extrem de mulți urmăritori acolo, adică tu ai 668.000 de urmăritori, ceea ce înseamnă un impact foarte mare. Ce, am înțeles că ai primit un feedback în care au fost niște mesaje destul de sumbre, așa, da? Exact. Printre urmăritorii mei, majoritatea sunt familia mea, prietenii mei care mereu mă susțin, dar desigur că sunt și persoane care, nu știu, nu le place ceea ce fac sau nu mă susțin în ceea ce fac și eu sunt complet de acord cu părerea lor. Am primit și mesaje de descurajare, desigur, însă eu mai mult mă acces pe comentariile pozitive pentru că încerc să le acord lor timp. Nu am timp să le acord și celor negative. Încerc mai mult să le ascult pe cele pozitive și să le răspund lor. Da, da, am văzut că tu ai anunțat că răspunsul celor care probabil vor răul acestui cont de Instagram a fost că e gata, e înmormântare ușoară, da? Așa ți-a scris. De fapt, nu chiar așa. Mi-au zis ăștia Instagram, mi-au mm-hmm. răspuns, gen nu vrem să vă obosim acum cu contul, să aveți, uite, chestii din astea, vă dorim... Mm-hmm. Nu mai vreau să zic cuvântul ăla. Da, da. Și acum nu mai înțeleg, pentru că mulți îmi spun, uite, eu ți-am blocat contul, persoana aia ți-a blocat contul, acum primesc că deja Instagram a făcut o greșeală și chiar nu mai înțeleg, deja sunt foarte încurcată, sper să fie o eroare de la ei, chiar nu mai știu ce să deci cred. Deci tu ești acum în așteptarea unui răspuns, unei clarități. Practic. Exact, exact. După aia o să-ți reiei activitatea acolo, dar deocamdată ești departe de el, da, așa înțeleg. Da, și mi-este foarte greu pentru că eu m-am obișnuit pe Instagram. Asta vreau să întreb, cum e viața fără Instagram? E foarte ciudat pentru că simt că am rupt legătura. Foarte ciudat și... pentru că vezi că se întâmplă lucruri și în jurul ta. Da, și adică simt că am rupt legătura cu familia mea, cu prietenii mei cu care vorbeam acolo. Nu mai văd ce fac ei, nu mai pot să le arăt ce fac eu, să-i întreb cum mai e ziua păi, voastră. Păi, dar familia, uite-o în casă, nu e? Uite-o, ba, treabă da, pe mama, ce mai faci, păi, mama? Păi, dar ei sunt familia mea a doua și fac parte din familia mea și mi-e foarte greu pentru că te obișnuiești cu toată susținerea, cu toate mesajele și când nu le mai ai, este foarte, foarte trist, sincer. Da. O să depășești momentul ăsta, dar m-am uitat eu astăzi prin pozele tale. Măi, Andreea, dar ai niște poze acolo, nu zice mama nimic când le postezi? Păi, am poze pentru că am fost la mare de curând și am făcut poze în costum de baie. Păi, mama și-mi face unele poze, desigur, îmi mai zice Andreea, uite, nu pune poza asta că e prea. Și zic, dar ce e, mama, că e în costum de baie, sunt la mare, așa că... Se mami, poate. Da, se poate. Dar când te uiți așa la tine, nu ți se pare că pare mai matură în poze? În pozele astea, uite, când ești mai machiată, un pic mai... Sincer, în pozele astea nu sunt machiată pentru că sunt la piscină. Poate nu știu... Nu astea anume, dar sunt care-s mai așa. Poate pentru că sunt în costum de baie și nu știu, mă arată așa. Dar eu cred că oricine, orice persoană a văzut oameni la plajă în costume de baie și nu mi se pare ceva... Nu vezi nicio problemă. Ieșit din comun, exact. Bun. Ce nu pui pe internet? Ce rămâne departe de... Cred că pun tot pe internet pentru că pentru mine internet este... Unde chestia nu știu cum să zic, site-ul pe care pot să pun ce fac la moment, cum mă simt, adică pentru mine Instagram, TikTok, YouTube sunt niște aplicații pe care mă pot exprima exact așa cum mă simt, adică nu simt nevoia, de exemplu, dacă sunt într-o zi tristă să zic, uite azi ce fericită sunt, adică pun exact ceea ce simt. Deci pui realitatea, da, practic. Da, și cred că pentru asta și mă urmăresc oamenii, pentru că nu... Pun nu minți. Posibil, da. Nu maschezi. Exact. Bun. Te întrebam eu ce rămâne acolo undeva în spate, dar cred că asta odată cu anii se vor aduna lucruri care vor mai rămâne acolo pe care nu le dori să le spui.
Da, cine știe. Ziceai și în piesă, haterii nu mă interesează, da? Sau cum ai zis? De hater mi-e tot una, că stau după ușă. Așa, de hater mi-e tot una. Ție? Desigur, mie chiar cu cât am crescut, mi-am dat seama că hate-ul este de fapt cel un mod de a te promova. Haterii sunt niște persoane care te urmăresc, îți comentează și în adâncul sufletului și oamenii aia te iubesc, doar că ei nu-ți dau seama. Dacă toți se obosesc să comenteze, probabil te iubesc, cel puțin te-au luat în vizorul lor. Sincer, nu știu, dar înțeleg și haterii, desigur că nu pot să plac tuturor, nu poate toată lumea să mă iubească și este complet normal chestia asta, așa că sunt deja obișnuită și cu hate-ul și sper că cu timpul și acei oameni, nu știu, poate să schimbe părerea despre mine, dacă nu, pur și simplu să nu comenteze cuvinte atât de dure și urâte, pentru că totuși mi se pare că este ceva toxic și n-ar trebui pe internet să promovăm așa cuvinte urâte și chestii de genul. Până la urmă tot ei se otrăvesc cu otrăvurile lor, așa că noi să stăm liniștiți. Între timp s-au mai adunat niște, cum se numesc ăștia de pe TikTok, că eu nu știu, abonați sau cum? Urmăritori, urmăritori sunt și acolo. Da. Da? Deci tu ai acum 3.200.000, cam așa, da? Da, am făcut chiar zilele trecute 3.200.000, da. Felicitări! Mulțumesc. Ai fost deja intitulată Regina TikTok. Îți merge foarte bine și dincolo de prut, din punctul ăsta de vedere. Care-i? Știi secretul? Tu îl știi? Sincer, pentru mine TikTok, YouTube și Instagram, toate astea sunt mai mult niște aplicații de amuzament unde pot vorbi cu urmăritorii mei. Eu, desigur, axându-mă pe muzică, pentru că am început totul cu piesele mele. Chiar și de curând am lansat piesa mea, Diamantul, pe care astăzi v-am cântat-o. Și în mai puțin de o lună am făcut deja 1.000.000 de vizualizări la piesă, la videoclip. Mă bucur enorm de mult. Și pe lângă toată cariera de artist, mai încerc să fiu activă și aici, pe rețelele de socializare. Și îți reușește de minune, că se adună de-a lume, da? Mă bucur enorm că oamenilor le este interesant ce fac eu și în afara camerelor, în afara pieselor, videoclipurilor, să vadă cum este de fapt Andreea Bostanica. Da. Și Andreea Bostanica, uite, vorbim și despre această piesă. La fel, din câte observi, succesul e mai mult aici sau peste prut? Eu cred că în ambele părți. Cred că și în România și în Moldova. Am mai mulți urmăritori în România pentru că este o țară mai mare, dar cred că și aici, acolo, este în mod egal. Desigur, acolo mai mult pentru că, da, e mai mare. Și comunici cu cei de acolo, le răspunzi normal, la tot ce interesează. Normal, da. Chiar de curând, posibil să plec acolo, să fac clipul la piesa mea nouă. Este o piesă nouă pe care încă nimeni n-a ascultat-o, dar e super mișto, deci e preferata mea. Se numește cum? Nu are încă nici de nume. N-are nume? Bun. Dar este super mișto, e piesa mea preferată și sigur o să vă placă și vouă. Plec acolo pentru a face clipul și a mai face câteva ajustări la voce. Te așteptăm cu această super piesă, sperăm așa să fie. Mulțumesc tare mult, Andreea. Mulțumesc mult. Emisiunea noastră se încheie aici. O seară perfectă vă doresc. La revedere.